Roberto spune că este chel falit și că are nevoie de un cadou de o martie pentru Giulia. Spunea că Giulia îi plac trandafirii și lalelele și că vrea un buchet de trandafiri cu lalele amestecat. Nu cred că e o combinație prea reușită. Dar dacă lui așa îi place, există coșulețele acelea frumos făcute cu mai multe feluri de flori. Și mai spunea că vrea o cană cu ei doi, bănesc că vrea două, una pentru el și una pentru Giulia. Și spunea că dragostea plătește în aer, adică este îndrăgostit din nou, că nu o să vă pară rău că l-ați ținut în casă, pentru că o să arate el ce poate și de ce l-ați ținut noastră în casă. Are nevoie neapărat de cadouri de la dumneavoastră, ceva să impresioneze pe Giulia. Eu cred că ar fi frumos și nu știu să le-ți de pluș, dacă tot vă deranjați, ceva drăguț așa, dar frumușel.